Începând cu 25 martie 2020, persoanele cu vârsta peste 63 de ani li se interzice să stea în afara casei și în locurile publice, cu excepția călătoriilor în interese oficiale pentru producția. Carantina este introdusă în satele Bălceana și Sofia, raionul Hâncești. Angajații Ministerului Sănătății și ai Ministerului Afacerilor Interne ar trebui să asigure o înregistrare sincronizată a informațiilor despre persoanele infectate, contactele acestora, precum și a celor care se află în regim de autoizolare. În plus, angajații Ministerului de Interne, în timpul stării de urgență în Republica Moldova, nu vor aplica sancțiuni împotriva străinilor, cărora le-au expirat termenele cererilor de acordare sau de extindere a drepturilor de ședere sau a celor de trai. În scopul prevenirii răspândirii panicii, furnizorii de servicii online, conform deciziei Serviciului Intern de Securitate, vor fi obligați să sisteze de urgență prezentarea serviciilor pentru acei utilizatori care vor lansa informații false în legătură cu situația de coronavirus. De asemenea, au fost desemnate și măsurile necesare în vederea efectuării achizițiilor de stat a instituțiilor medicale. Centrul de achiziții publice din domeniul asistenței medicale deleagă dreptul la achiziții publice de medicamente, dispozitive medicale necesare pentru prevenirea și controlul infecției cu COVID-19 instituțiilor de sănătate publică republicane, municipale și regionale. A fost luată și decizia cu privire la zborurile charter, permițând concetățenilor noștri să se întoarcă la patrie. Sunt permise zboruri charter care duc cetățenii Republicii Moldova în Republica Moldova, operate de compania aeriană Air Moldova, 24 martie 2020, Chișinău, Paris, Chișinău. Fly One, 25 martie 2020, Chișinău, Londra, Chișinău. Air Moldova, 25 martie 2020, Chișinău, Paris, Beauvais, Chișinău. Fly One, 26 martie 2020, Chișinău, Istanbul, Chișinău. Fly One, 26 martie 2020, Chișinău, Moscova, Chișinău. În același timp, Comisia a decis că în cazul nerespectării măsurilor expuse anterior, cei care le vor încălca se pot confrunta cu răspundere penală.